Da. Domnule prim-ministru, sunt capitanul Turac, la unitatea mecanizată din Timișoara. Da. În legătură cu stabilirea adevărului. Am înțeles că lucrurile sunt destul de simple, dar eu vă relatez o problemă destul de complicată. Toți priviți cu stabilirea adevărului în Timișoara. În primul rând, să pornim de la elucidarea incidentului din Piața Unirii, din data de 18 februarie, anul curent. În ce sens? Această zi seamănă perfect cu ziua de 17 decembrie din Timișoara. Un grup de oameni 18 februarie din București, seamănă cu 17 decembrie din Timișoara. Incidentul de aici. Un grup de oameni au devastat, au lovit cu rănci și topoare militarii, au incitat pur și simplu armata. Același lucru s-a întâmplat și aici. Profitor în acea perioadă era sistemul Ceaușist. Cei care au fost în zona au văzut teribil și pot să relateze mai multe. S-a ascuns un adevăr, ridicarea unui popor prin aceste acte de hooliganism. Nu face politică, domnule prim-ministru, dar am fost până nu de mult niște oameni politici. Dar să nu se înțeleagă că nu înțelege politica. Și nu putem să facem o analogie între ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă. Cine a încercat ce s-a încercat să se acopere în această situație prin trecerea la acte de hooliganism? În Timișoara se stricau, se scandau lozici și știi fiecare. Lozice jos, Ceaușescu jos, tirania. Să luăm acum pe cei din Piața Victoriei. Ce scandau, ce urmăreau, ca la un moment dat să intervină un grup de hooligani, să incite armata, dar având o experiență tristă de la Timișoara, să nu execute foc asupra acestora. Noi încercam la prima întâlnire să scoatem armata din toate diferențele politice. Am ascultat și am vizionat la televizor surprins cum am fost pur și simplu incriminați că nu s-au executat niște ordine care nu sunt legiferate nici unde. Nici în acest moment guvernul n-a legiferat nimic. Unitățile militare păzesc instituții militare, dar acestea nu sunt declarate obiective militare. Unitățile militare au un regulament de serviciu de gardă și garnizoane. Guvernul trebuie să explice public ce înseamnă paza militarizată. La cât militarul din pază trebuie să știe până la ce distanță poate să primească, adică să se apropie persoană. Și așa mai departe. Vă raportez că vine și pe procesul în Timișoara. Și unitatea din care fac parte va trebui să execute paza acolo. Și tot se cam feresc de a legifera o acțiune. Între timp a apărut un decret lege privind această chestiune. Acum, totuși, ceea ce spuneți dumneavoastră mi se pare remarcabil de grav, această analogie. Insinuați cumva că noi, guvernul, ne-am trimis 200-300 de oameni ca să ne ocupe sau cum? Nu, domnule, păi asta se înțelege nici așa. Eu am zis, da, elucidarea incidentului, de aici, prin această elucidare, deci văzându-se toate substraturile, putem să rezolvăm și să pornim de aici, în elucidarea cazului Timișoara. Domnule capitan, vă rog să ne oprim aici și mai departe nu mergem până nu lămurim chestiunea aceasta. Dumneavoastră aduceți o acuzație guvernului. Nu guvernului. Da. Dumneavoastră ați adus o acuzație guvernului și anume că el și-a pregătit 200-300 de oameni care să forțeze acest sediu pentru ca să legitimizeze, să ilegitimizeze ceea ce s-ar fi pasămit întâmpla în piață. Eu personal nu eram aici, dar n-am nicio importanță. Domnule prim-ministru, vă rog. Chestiunea trebuie să fie foarte clară. Foarte clară. Persoanele care au pătruns în sediu, au pătruns și armata nu s-a opus, pentru că acesta era ordinul pe care îl dădusem noi, în acord cu principiul nostru fundamental, fără violență. Deci armata nu s-a opus, și nu era vorba de a trage, nici de cum, că există și alte mijloace
putea să o pune în situația asta. Puteau pur și simplu să nu le permită trecerea prin un baraj fizic, pur și simplu. Ce vrea să însemne chestiunea aceasta? Că ei au intrat pentru ca după aceea se poate fi arătați cu degetul că sunt huligani. Dumneavoastră aici, numai că faceți politică, dar faceți o anumită politică și încă una foarte precisă. Aceea prin care se afirmă că acești huligani, acești golani, acești oameni care au fost prinși asupra faptului cu rănci și cu violență, ar fi fost, de fapt, ar fi fost, într-o anumită măsură, incitați, tocmai pentru ca se poate lua o măsură cu caracter general împotriva ideii de libertate de manifestare. Vă rog foarte mult, această confuzie nu accept, o resping complet și vă rog foarte mult să vă, personal, să vă gândiți bine la ceea ce spuneți. Nu în sensul de a vă reconsidera ideile pur și simplu pentru că nu le accept eu, ci de a vă gândi foarte bine dacă ele au acoperire sau nu. Este foarte clar. S-a creat o confuzie și este foarte clar. Cei care au intrat în sediu au putut fi, au putut 100 mi se pare ceva, au fost arestați. Asupra lor s-au găsit elemente, 109 persoane. Asupra lor s-au găsit suficiente elemente, au fost anchetați, instruiți judiciar și, mă rog, asupra lor s-au luat măsurile prevăzute de lege. Ce legătură este între asta? Eu nu văd nicio legătură. Noi nu putem să facem aceeași anchetă și să demonstrăm că soldatul care a executat foc asupra unui individ, acela a venit în stare de ebrietate cu ranga sau cu toporul. Deci, din acest punct de vedere, vreau să raportez și să aduc în atenție că aflarea adevărului de la Timișoara să se pornească, în primul rând, la incidentul dintre un grup de oameni care au început să devasteze. Vă raportez situație în care au trecut 20-30 de oameni înainte, grup, deci de avantgardă, care au spart, au devastat, au dat foc și, într-un fel, urmăreau mersul demonstranților. Deci a fost o problemă cheie. Și tot aceștia au încercat să incite armate, vorbesc din punct de vedere militar, pentru că a arătat că ceea ce s-a întâmplat aici și armata nu a tras. În anumite situații, nu înțelegeți, nu vreți să înțelegeți că nici nu se punea problema să tragă cineva? De ce mai vorbiți despre lucruri care sunt absurde? Cine credeți că aici, la București, ar fi tras? Armata nu putea, armata a primit ordini nici măcar să nu intervină. Soldatul care a fost lovit cu ranga, soldații care sunt în spital, aceia treacă unul dintre aceia, atât să aștepta să treacă un foc. Ei știau foarte bine ce ordine au primit în sensul ăsta. Ordinele erau foarte clare. Cred că paralela nu merge, dar trebuie avut în vedere modul de la care plecăm când facem analiza situațiilor de atunci. Iar pentru reglementările viitoare, toate precizările pe care le vom da plecând de la decretul lege care stabilește misiunile Ministerului Interne și cooperarea cu armata, le vom defini de la acest decret lege și vom da toate dispozițiile necesare. Aș vrea poate să fac o precizare ca să înțelegeți exact dimensiunea afirmațiilor domnului capitan. Nu cred că dânsul vrea să facă o paralelă între cele două evenimente, decât în sensul că așa cum atunci s-a încercat implicarea armatei și demonstrarea faptului că armata ar fi un instrument de represiune în slujba regimului Ceaușescu, forțe oculte au încercat să demonstreze în data de 17 februarie, 18 februarie, că armata este strict în slujba actualului guvern provizoriu. Deci, cred că în sensul ăsta trebuie înțeleasă afirmația domnului capitan. Nu așa cum poate, în mod eronat, ați încercat să o explicat.